Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul O pictură pe zi. Eu sunt Albert și astăzi vreau să pictez o picturică simplă, o picturică drăguță, ceva ce mi-a sugerat voi să pictez pentru că este ceva specific de toamnă și anume o ciupercuță din aceea roșie, foarte drăgălașă, cu buline albe. Și asta voi face, o ciupercuță foarte frumoasă roșie, pe un fundal așa verde cu tonuri de galben. Însă, înainte de orice altceva, vreau să vă rog să apăsați butonul de like, dacă ceea ce fac eu vă place, mă bucur foarte mult și înseamnă pentru mine foarte mult susținerea voastră și când văd acolo că se adună multe like-uri, mă bucur. Dacă vreți să-mi urmăriți canalul, apăsați butonașul de abonare și butonașul acela clopoțelul de notificări ca să vă anunțe YouTube-ul când postez ceva nou. Eu cam postez de 2 ori pe săptămână, deci dacă vreți să învățați să pictați și sunteți interesați de pictură, urmăriți-mi canalul, urmăriți-mi postările și cu siguranță veți găsi chestii interesante de învățat. Iar pentru cei care vor să mă ajute cu bănuți, o puteți face devenind membri ai canalului. Aveți acolo lângă butonul de abonare un buton de alătură-te și aveți diferite valori de donație. Puteți să mă susțineți de la începând cu 5 lei, pur și simplu, până la sume mai mari pe lună, ca să-mi continui activitatea, să-mi cumpăr materiale și să continui să creez tutoriale pentru toată lumea pe această platformă pe YouTube. Bun. Haideți mai întâi să începem prin a vă spune cu ce folosesc. Folosesc o pânză de bumbac de dimensiune 24×30 cm, am lipit-o cu scoci pe laterale, cu scoci de hârtie, ca să blochez la final, să dau la o parte scoci, așa o ramă albă de jur împrejur și pictăm folosind culori acrilice. Am început din partea de sus, înainte am schițat ciupercuța acolo în centru cu un creionaș și apoi am început din partea de sus să fac un degradé de la un verde combinat cu foarte mult negru, un verde foarte închis, mergând spre verdele respectiv ușor, mergând apoi spre verde combinat cu galben ocru, apoi combinat cu galben normal sau galben lămâie, depinde de care aveți, iar în partea de jos am folosit un verde mai deschis, mai aprins și combinat tot la fel cu un galben, iar apoi folosesc un burețel ca să tapotez așa prin zone, să dau altă textură, pentru că textura pe care am întins vopseaua de pensulă este diferită, sunt, vedeți, urme lungi, pe când textura cu burețelul este diferită și eu prefer pe aceasta pentru fundalul meu verde de vegetație din spatele ciupercuței noastre. Iar ciupercuța va fi pictată folosind nuanțe de roșu, roșu aprins, roșu închis. Ca să închidem roșul, combinăm cu maroniu închis sau cu negru. Putem, dacă ați pictat, ați acoperit ciuperca cu verde, ca să puteți să pictați cu roșu peste, trebuie în primul rând să lăsați să usuce perfect fundalul, iar apoi să blocați și dați un strat de alb, cel puțin un strat de alb, fix de forma ciupercuței, adică practic pictați ciupercuța cu alb, să o lăsați iară să usuce, eventual să o pictați încă o dată cu alb peste, ca să blocați verdele, să blocați și să fie așa un fundal alb care să susțină roșu și să fie vibrant roșu. Și apoi, după ce s-a uscat albul, puteți picta, cum voi picta eu, puteți picta ciupercuța. Iar pentru codița ciupercuței voi folosi un galben ocru, amestecat cu alb și în unele zone cu un piculeț de maroniu, unde o să fie zona de umbră. Iar la bază voi folosi la fel un verde deschis, combinat cu galben și cu alb, pentru niște filicele de iarbă. Cam astea sunt culorile, cam asta este ceea ce voi face. Este o picturică foarte ușoară pe care cu siguranță o puteți realiza și voi, trebuie însă să aveți răbdare, să nu vă grăbiți. Orice picturică, chiar dacă pare ușoară, ea iese sau vă iese dacă sunteți dispuși să investiți timpul necesar în a o face. Nu există, spunea cineva la un moment dat, și mi se pare foarte interesant asta, vor picturi nereușite, sunt doar picturile neterminate. Practic, la un moment dat ne plictisim dacă suntem mai începători sau nu mai avem răbdare să detaliem și la un moment dat abandonăm, o grăbim și practic este o picturică neterminată. Și a doua chestie care vreau să vă spun este foarte importantă, este să nu vă stresați neapărat pe aspectul ăsta de cum va ieși picturica. Important este să vă bucurați când pictați, să vă simțiți bine, să vă relaxați pictând. Important este călătoria, nu destinația neapărat, să vă lăsați eu creativ să zburde, să zic așa, și să vă simțiți bine pur și simplu pictând, fie că pictați voi, fie că pictați împreună cu copiii, fie că sunteți copii și pictați împreună cu mine, nu contează. Ideea este să vă bucurați de această frumoasă, frumoasă activitate. Atât am vrut să vă spun, o să mă opresc din vorbit, o să continuăm cu picturica. Sunt curios să-mi trimiteți pozici cu lucrările voastre, aveți undeva în descriere o adresă de Facebook unde puteți să-mi trimiteți pozici cu creațiile voastre, cu picturele voastre. Vă urez în continuare să aveți o săptămână minunată, o toamnă minunată, să aveți mult, mult, mult spor la picturit și vizionare plăcută!